Cupa României, voluntari, FC Argeș, marți 2, DigiSport 1. La Liga Villarreal Valencia, marți, ora 22:30, DigiSport 3. Ultima echipă intrată pe fir, conform surselor DigiSport, este Everton, ocupanta locului 17 din Premier League. Octavian Popescu ar putea juca în Premier League. Este dorit de Everton. Conducătorii clubului englez s-au arătat interesați de transferul jucătorului român, considerat printre fotbaliștii de perspectivă din Europa. Frații Becali, agenții jucătorului, se află în contact cu Everton, formația engleză pe care Frank Lampard speră să o salveze de la retrogradare. 9 titluri de campioană în Premier League are Everton. Gigi Becali visează că ia 50 de milioane de euro pe Octavian Popescu. Într-un dialog cu jurnaliștii DigiSport, astăzi, Gigi Becali a declarat că nu vrea să-l vândă pe Octavian Popescu în momentul actual, deoarece nu ar putea obține mai mult de 10 milioane de euro, iar potențialul fotbalistului său ar fi unul imens. Parcul natural din Busolengo adăpostește și protejează 260 de specii de animale. Vezi seria Natura Vie pe Digi Animal World și Digi Online. Nu există ofertă concretă la ora asta pentru Tavi Popescu. Eu cred că are și ceva din Nimar și chiar din Messi, pentru că, ai văzut, când de la poartă are și noroc și e un jucător de geniu. Chiar o să-l dau cu 50 de milioane. Pe Man l-am dat cu 11 milioane. Poate cineva să-l vândă cu mai mult. Pe Kirikesh am luat 10 milioane și ei l-au dat cu 7. Pe Tavi n-am să pot să iau valoarea lui reală, a mai adăugat omul de afaceri. În acest sezon al Ligii 1, Octavian Popescu a bifat 31 de partide, în care a marcat 9 goluri și a oferit 4 pase decisive. Cota de piață a jucătorului, conform Transfermarkt, este de 3 milioane de euro. Etichete Gigi Becali, Everton, Octavian Popescu. Urmărește știrile DigiSport, roșii pe Google News.